În urmă, neurmă, tu i-ai zis lui Emi să nu te mai sune, da? Da. Vreau să-ți spun că Emi a sunat în redacție și a spus că vrea să vorbească cu tine. Dar pentru ce să mai vorbească? Eu acum îl întreb pe Viorel, poți să-mi dai voie? Viorel, dacă vorbești cu ea, eu am plecat din aici. Mă. Nu vrei să lămurim o dată pentru totdeauna, Veronica? Ia, eu întreb, Viorel, ești de acord să vorbești cu ea? Eu da. Să văd ce spune. Vezi? Și atunci să te lămurești și tu o dată, să, asta să nu mai porți picuri. Eu nu vreau să mai vină la ușă și nu vreau să am de prietenă și să șteargă și numărul tău de telefon. Da, uite, soțul tău vrea să vorbească cu ea. Deci uite, acum să te vezi că nu e chiar cum zici tu. Da, Veronica, ai o problemă cu Emi? Că asta te-a întrebat și deci, tu ai ieșit nervoasă. Poate să fie geloasă, ca cum sunt femeile, asta nu e o chestiune doamna de acusat. Mirela, ați văzut și pe filmare. Da. Ce discuție am discutat eu afară? Ați văzut? Deci de-aia apucat, că nu știu deci, ce vrei să dacă văzut, nu erai filmat, poate vorbeai și altceva. Ați da, văzut? Da, vorbea și altceva. Ați văzut? Eu n-am fost vinovat cu absolut nimic. Bun, deci vrei să vorbești cu ea sau nu? Da. Fata te caută. Da, dar nu ai spus Viorel cu alegi pe Veronica. Da, da acum, ai spus acum te întorci la 90 de grade. Fata sună și lămurești problema. Uite, lămurim acum. Nu, că ea cu tine vrea, Viorele, să vorbească. Da, ia să văd eu da, ce vrea. Da, pentru ce vrea? Viorele, dacă ai vorbit, eu am plecat de aici. Da, unde pleci? Eu am plecat, nu vreau să dacă mai dacă e la telefon, salut-o, Viorele. Păi e la telefon. Salut-o. Dacă o salut, treaba ta, Viorele. Doamna Mirela, eu plec. Stai. Nu mă trebuie să o apucat să vorbesc cu ea și eu plecat. Nu vorbi, Viorele. Dacă ai vorbit cu ea, eu plec. Plec, doamna Mirela, mă salt. Viorele, mă salt. Stai un pic. Nu ți salta. Nu. Ce mai ai de rezolvat, Viorele? Ce mai vrei să vorbești? Dar ce mai vrei să mai vorbești cu ea? Opa. Stai acolo. Viorele, o salut sau nu salut? Nu. Veronica, Veronica. Nu. Salută verbal, o salută verbal. Da, nu, să... din cap, Viorel, de din cap. Nu, nu se uită la tine, nu. Măi, Veronica. Nu, nu-i corect. Uite, l-o salută, uite, face da. Cu mâna, gata. Alunga o muscă, Veronica. Alunga da, alunga o muscă. Auzi, eu muști pe aici. Deci, îl lași să vorbească cu ea sau nu? Nu. Nu, atunci... Tu vrei, nu, Viorel? Gata, nu. Ce zic, fete, că e la telefon. Vorbim nu, noi cu ea, nu vorbesc, și gata. Viorele, deci nu saluți, da? Da, eu am salutat. Atunci salută tu primul, că ia pe tine jos. Viorele, ai salutat-o și eu în zbura de aici. Dar doamna Mirela, eu zbor. Nu zbura. Da, zbor. Nu zbura. Hai, pune stai acolo. Stai acolo. Zbor eu, pune deci eu. Nu, eu tot cu Viorela. Băi, Viorele, o salut sau o trimit acasă? Viorele, nu. Nu. Salut-o din gură, mă, nu din mână. Nu. Vreau să-mi imaginez ce se întâmpla dacă era Emi aici. Pune-o și papul cu Veronica. Deci fii atent. Nu! Da, îl pune și papul cu mine. Nu! La alta, nu! Ha? Nu! Dar cu forța nu poți să-ți iei un bărbat, Veronica. Alea. Vezi că el are chef de ducă, o să plece noaptea când tu te culci. Noaptea? Duce să bea, eu nu prea am somn. Se duce să cumpere Pampers și suc. Merg și eu. Păi, da? Păi cum? Păi stai un pic, fata la telefon, o mai nu. Ține mult? Nu, salut! Veronica, nu le-a lăsat să vorbească... Veronica, îi faci din ochi și ea înțelege. Nu, da, gata, nu m-a interesat, stai și... El vrea să vorbească de față cu tine, cu Emi, nu pe ascuns cum a făcut păi, el. Dar vorbește aici, te aude toată țara, adică nu doar ei doi. Numai ea cu el și cu tine și cu noi, la telefon. Eu nu vreau să vorbesc. Nu și nici el. Care-i motivul? Păi el vrea, uite, eu făcut, ia, mai vă dat. Gata, Viorel, cu el să stai. Aaa, nu mai fi geloasă, Veronica, că tot cu timp. Tot cu tine. Dar eu nu vreau să vorbești cu ea. Aoleu. Păi tu ești geloasă când ești prima pe România? Nu vreau să vorbești cu ea. Are dreptate, Viorel. Hai, Olea. Așa, mă, la ușă tu. Păi da, ești prima pe... Este. Așa, pe țară. Ești prima pe țară la Olimpiada pe YouTube. Mai un pic și ajungi președinte de țară. Nu, n-ai cum. Deci, măi, ce facem cu fata, cu o ținem? S-o lăsați la telefon. Îi faci din ochi sau... Viorele, gata, eu... Doamna Mirela, eu zbor. Nu zbura, nu zbura, stai aici. Stai aici. Nu mă interesează, eu am plecat. Stai acolo, pleca, stai aici. Eu plec, doamna Mirela. Pleca, Veronica. Nu pleca. Veronica. Doamne frumos, nu pleca. Mă, nu pleca, mă, stai, mă, că nu așa. Hai să fim serioși, hai, Viorel, vorbești sau nu? Nu! Viorele, dacă ai apucat dacă să vorbești... Dacă zice că nu, nu, ce dar să-i fac? Dar tu vrei sau nu? Nu. Nu mai, dacă nu mă lasă, nu mă lasă, asta e. Bun. Emi, bună seara. Bună seara. Ce facem, mă, Emi? Că uite, situația ce e complicată. Ce să facem? Că chiar m-a făcut să mă simt foarte aiurea, nu aiurea. În primul rând, eu nu am jignit-o. Ea m-a jignit acum pe material când a zis că nu are aia ce căuta la mine la ușă.
măi, fetiță, eu nu vreau să-ți iau bărbatul, eu nu sunt, cu ce sunt eu vinovată, că ți se pare ție că sunt eu frumoasă? Îți mulțumesc pentru această părere a ta, eu nu mă consider atât de frumoasă, dar îți mulțumesc că așa mă vezi tu, probabil. Dar nu văd care ți este problema cu mine. Am înțeles, nu vrei să fii prietenă cu mine, ei de acum încolo nici eu nu mai vreau să fiu prietenă cu tine, să ții cont de asta, dar să-ți mai dau un sfat, dușmanii să țin aproape, nu la distanță. Supărat-o, Veronica. Vrei să spui ceva? Iar Doina ne-a filmat aseară. Poate să confirme faptul că eu nu am jignit-o absolut deloc pe Veronica. Bun, legat de Viorel, ce crezi de fapt că avea el în minte și cu ce scop a vrut, fără ca să vadă nevastă, să-și ceară scuze de la tine? Tu, ca femeie, efectiv, ce ai simțit? Efectiv, eu mă pregăteam să plec acasă, spre mașină. Așa, să uite-ți o să spun. Tu și pentru ce să mă iasă. Viorel a ieșit după mine. Nu eu l-am chemat ca să așa se leagă și Vulpix. Să spune eu acum. Nu l-am chemat cu Viorel afară. Tu te-ai dus el singur. El a venit după mine, m-a strigat, m-am oprit, că nu sunt sălbatică ca alții. De strigat, n-am strigat. M-am oprit, am stat Iemi de vorbă cu el la câteva secunde. Ia-ți că nu te-am strigat, domnișoară dragă, nu te-am strigat. Iemi, două cuvinte, aici nu te-am strigat. Ce ai făcut? Când am ieșit, unde era? Eu am strigat? M-ai strigat, Iemi. Nu spune că ai strigat. Bine, eu știu ce am făcut. Bun, te-ai dus fără să o strigi, dar te-ai dus după ea. Ai venit la mine fără să mă strigi. Așa, și ea spune ce... Cu lux, da, mă, nu te... Nu, dar ea spune ce... Ea spune, am spus eu ceva... Nu ne-a apucat să spui nimic, că în secunda a treia a apărut... Așa, și atunci? Și atunci a început să facă... Crize. Ia-mi și spune, după ce am început ea cu, criză, oricum. Cu scandalul, eu am intrat, am intrat înăuntru? Da. Viorel a intrat înăuntru. Păi, dar cu ce scop te-ai dus tu? Dacă nu venea deci Veronica, păi, dar cu ce scop te-ai dus? Da deci și... apucam să mai zic. Da și... Ți sora ta? Băi, fetiță, nu mai țipa, unde te vezi? Hai să nu... Dar nu mă jicni! Să zic fără fetițe, fără apelative din astea care pot... Mă faci și fetițe. Eu nu mai zic nimic. Eu tac din gură. Stau și privesc. Cum se bat femeile pentru tine, nebunule. Da. Stau și privesc. Dacă se iau la bătaie, deci n-am nimic. Nu se ia nimeni la bătaie. Să nu-ți o iei tu, că la nevasta cât e de aprigă... Doamne ferește, glumim, bine, sper. Viorel. De ce te-ai dus după fata? Fac și pe mine, fetița, am ajuns nu și mai fetiță. Nu mai țin minte ce vreau să mai spun. Asta ca să nu zic altceva. Deci eu nu mai... Vă dați seama că ieri eram și obosit. Eu nu sunt fetiță și am nume. Așa. E, pentru mine nu mai ai nume din secunda asta. Așa că te și mie și la mine să nu mai vii la ușă. Uite așa. Da, nu mai mi-te adresa, măi. Mă rog, fetele, haideți să păstrăm un dialog civilizat. Da, sunt convinsă că putem. Deci el a venit după mine pentru că ea s-a purtat urât cu mine. Și intențiile lui, cred, în mod sigur, au fost bune față de mine, nu... Da, au fost bune. Răbute cât spune, deci eu... N-am apucat și faci eu, aper pe ea. Alo? Eu nici n-am apucat să spun absolut nimic. Absolut exact. Nimic. Deci nimic. Dar dacă apucai, ce-i spuneai? Îi spuneam. Acum, deși noi poți să-i spui, șterge numărul. Alo? De telefon. Vorbește tu, eu nu mai vorbesc. Ia vorbește tu, Viorel. Ia să tac eu din gură că fac mai bine. Ce îi spuneai dacă apucai? Deci dacă apucai, ce îi spuneai? Când o venit la noi, Iemi, erai bună prietenă, erați așa. Exact așa erați. Când ne-am adus aminte. Veronica, tu la un moment dat, când a venit Emi la ciorba de împăcare, ai strâns-o în brațe și v-ați împăcat. Exact. Și acum când au venit ieri, exact prietenă așa erau. Exact așa erau. Nu erai prietenă bună, ești prietenă, dar v-ați împăcat. Ieri, așa. Uite, și Vulpița părea bucuroasă. Ei, acum de-aia se zice Vulpiță, că mai simulează și ea, disimulează. Așa, eu vreau, doamna Miriam. Te-ai dat seama, Veronica, de intențiile adevărate ale lui Emi? Dacă știam și la ușă... Stăteam în casă. Bun. Viorel scapă de răspuns. Nu scapă. Deci de ce te-ai dus după fată fără să-i spui nevestei? Eu am vrut să îmi cer o scuze în numele lui Veronica. Dar de ce Veronica a greșit nevastă ta față de ea? Când început să fac, ați văzut, ieri și-n platou, când îi spunea... Da, afară nu i-am spus nică. Veronica nu considera că trebuia să-și ceară scuze. Dar Veronica nu voia să-și ceară scuze. Dacă eu nu vreau să-și ceară scuze, pentru ce vrei
este și-a scos în numele. Vorbești. Eu nu vreau. Ia asta, tac. Ia mi o tac din gură. Cu intenții bune. Eu tac din gură. Cu intenții rele. Ia mi o tac din gură, eu nu mai zic nimic, o las să vorbească. Lasă, Viorel, că de acum încolo n-o să mai apar la voi la ușă, stai liniștit, asta-ți garantez, de acum încolo... Viorel, chiar te roagă să mai vii? Nu. Și asta pe gând. Dacă vine la ușă, nu mai deschid ușa. Ai zis, da, am înțeles. Ce? Nu. Îl așteaptă să treacă pe la ea. Eu plec din platou. Eu plec! Stai, dragă, nu plec. Că n-a apucat să-i dea adresa, Veronica, stai. Da. Eu nici nu știu unde stă, așa, unde sunt, ce ai. Dar dacă ai ști, te-ai duce? S-o duci. Aș lua un avion și mă duc cu avionul. Auzi, Viorele, dar ai fi vrut să-i spui, Emi, lasă că nu mai vii la noi, dar mai vorbim noi la telefon așa pe ascult. Nici la nici telefon. Vă dați seama că eu n-am spus nimic. N-ai spus, dar asta vreau să-i spui? Nu. Cam așa? De ce vreau eu să vă ce am spus mai înainte? Să-ți cer iertare pentru nevastă-ta. Atât. Asta au fost toate intenția mea. Da, ai cam descalificat-o pe doamna Mirela, în fața să mă bat, ei, dacă tu te duci la ea să-ți cer... Să mă Dumnezeu dacă eu spuneam altceva. Păi da, dacă tu-ți cer iertare pentru ce a spus nevastă-ta, înseamnă că ții mai mult la Emi și... Păi da, mai mult atâne la ea și pe mine mă compară ca un gunoi. Nu. Nu chiar așa, nu, stai, nu. Că ești numărul 1 pe România, totuși. Și acum, păi, tu ce faci? Ești numărul 1, dar ai înapoi două... Iar te bate Jador și ești pe locul 2. Așa, ori... Cu Jador, uite așa. A, nu-ți mai place nici cu el? Păi ai zis că să faceți provocare cu rime. Păi și da, atunci... provocare. Bun. Păi și atunci, ridică-te sus, lasă ce-a fost, a fost. Da, și tu și-a fost, a fost. Și telefonul a să stai mai mult la mine. Cu cine vorbești? Am să-ți dau eu. Diseară telefonul o să fie pac, pac, pac. Dar Viorel, că acțiunile pe care le faci pac, tu pot să o afecteze pe ea în cariera ei muzicală. Aici contează păi da, și viața și... personală. Eu nu cred că Viorel voia doar să-și ceară scuze. Dar tu ce crezi, Radu? Nici eu cred că voia credi. Să vorbească mai multe cu ei. Ce să-i spui? Cam așa. Să se mai vadă. Zi, Viorel. Cam așa. Măi, nu minți. Dar nici te râzi. Băi, aduce-mi icoana aici și pune-mi amândouă. Că nu facem asta aici. Tu care ai zis că nu postești la biserică, n-ai mai da, dar să știți că eu chiar dacă nu postesc. A, te pun pe icoana acum, da. Știți că dacă eu nu postesc. Da. Asta, eu știu ce spun. Am înțeles. Deci tu nu vrei să te mai vezi niciodată cu Emilie. Ești cu ea doar să vă luați adio. Să vedem. Lună și soare, să vedem. Și fel. Doamna Mirela Fașii. Dar ce vrei să spun altceva? Dar nu ai zis tu, mă, Viorele, fetii la cameră, că nu mai vrei să mai vezi niciodată? De fapt, vrei să nu mai vezi? Auzi, atunci o credea pe Veronica că a jignit-o. Mă scuzați că vă întreb. Acum în fața mare adunări. Ia spune, Viorel. Eu nu mai zic nimic. Nu mai zic nimic. Zi, da sau nu, deci trebuie să fii bărbat. Eu nu mai zic. Alege ori eu. Nu, tu nu. Să zice... Dar nu mă îndir să zic, eu am plecat. Eu plecat. Nu pleca. Doamna Mirela. Da. Să sperăm că da, să spunem că nu. Așa, că nu. Să spunem că nu, să sperăm că da. Deci spunem că nu la televizor. Ați înțeles? Sperăm că da. Ați înțeles? Să ne mai vedem. Deci, da, mai devreme te-ai pronunțat că nu mai vrei să vorbești cu mine. Eu am urmărit emisiunea, de asta am intrat în direct. S-a supărat foarte tare Emi că ai zis în direct că nu mai vrei să te vezi cu ea. Da. Așa. Deci spune, te mai vezi cu mine sau nu? Nu știu, rămâne să mă gândesc. Dau mâine seara răspunsul. Aude, mai am un încăpățânat. Nu știu. Dau mâine seara răspunsul. Am un încăpățânat. Viorele, te trimit la Blăjești din secundă, dă și pe tine și pe ea. Să vedem și tu amândoi. Și pe ea la Blăjești? Uite la tanti ei, Elinca? Eu nu mă duc la Blăjești-ul tău, du-te tu acolo. Eu am aici casa mea, pot să stau liniștită. Dacă Viorele continui așa. Dar ce am continuat? Viorele, dai și tu un răspuns? Nu pot. Acum că Veronica e locul 1 în România. Nu pot să dau un răspuns. Hai să un răspuns. Lasă Viorele, că putem deveni și noi locul 1. Aoleu, tu cu el? Niciodată! Niciodată, domnișoară! Tu să-ți vezi de viața ta! Domnișoară, nu mai mi-te adresa. Ai înțeles? Păi am spus să-ți vezi de viața ta. Nu mai mi-te adresa. Și de sața mea, să nu spui că nu știu și... Doamna Mirela, răspunsul dau... Nu mai mi-te adresa. Doamna Mirela... Dar pe cine o alegi? Alo? Încearcă să nu mai mi-te adresa. Doamna Stegaru? Doamna Stegaru? Mâine seară dau răspunsul. Acum nu am niciun răspuns. Nu, eu vreau în seara asta. Dar dacă nu vine niciun răspuns în cap, eu ce vrei să dau? E și greu să te decizi. Da, e greu. Știți că eu
Îmi trebuie timp de gândit. Auzi, dar dacă face o piesă Viorel cu Emi, nu. Ai făcut și tu cu Axinte, ce? Nu. Păi de ce? Dar eu nu vreau. Hai să rămâi surprins. Eu am terminat liceul de muzică, Viorel. Oh, mai bine ne potrivim. Gata, eu am plecat, dar nu interesează. Pleca, Veronica. Nu am plecat. Lasă, 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 că mi-e zice Doina după ea, că Doina o... Lasă, lasă. Vino, Veronica, vino înapoi, că ești mai frumoasă în lumina asta de platou decât acolo în umbră. Bun, măi, Viorel, ia că am rămas numai noi doi. Ia, Doina, du-te că tu îi spui ei tot că ești prietena ei și nu vreau să auzi ce vorbim. Rămânem noi între noi bărbați. Hai, duceți-vă. Hai. Măi, Viorel, hai, duceți-vă. Ia vină cu acea că nu, oricum nu ne aude nimeni, am rămas numai noi. Da. Măi, Viorel, de ce ți-e greu să-i spui lui Emi că nu mai vrei să o vezi? Îți place de ea? Da, Viorel, zi, hai că acum. Zi, mă, îți place de ea? Doamna Mirela. Zi. Eu dacă vorbim la telefon sau asta ca prieten, dar altceva nu se întâmplă absolut nimic. Da, da, de ce nu poți să-i spui, mă, Emi, uite, ca să nu se mai spune. Da, asta e prin mesaj secret. Ah. Că aveau ei un cod. Ah, deci codul, codul secret. Îi dai mesaj secret lui Emi. Exact, dar este unul. Noi. Și fără să știe... Exact, exact. Da, e nevastă ta, adică... Tu o vrei pe Emi ca prietenă, nu? Da. Și prefer să da, da, o supe pe soție da. În favoarea prietenii. Dar eu am supărat-o. Tu cu o prietenă femeie vorbești prin mesaj secret fără să știe nevasta, dacă e doar o amică? Doamna Mirela, dar și ea când o vorbi prin mesaj secret... Da, mă, dar n-a iertat-o, nu-i mi-aduce aminte de acum toată viața. Păi și atunci eu ce să spun? Acum, fii dacă atent, o ierți, nu, fii atent. Dacă nu ne aude mâine... nimeni, vorbește tu cu Emi, auzi. Așa în liniște. Zic. Emi, vorbim prin mesaj secret. Stai. Ce s-a întâmplat? Să rămâi cu doamna. I-a dat buletinul. S-a terminat. Da, da, tot lângă el s-a pus. Nu mai pot. Dar el vorbea acum cu Emi un pic, de ce nu e el? Cât cu ea vorbește, nu? I-a întrerupt. Stai un pic, cu ea întrerupt. Dar nu mă interesează, tot cu ea vorbește, dar să dispară odată. Dar i-a dat buletinul, iar v-ați divorțat dacă i-a dat buletinul? Îmi lac să fie pace. Vorbește iar cu ea, iar așa fi să vorbească pe ascunsele. Ca țării la ele, nu? Ce ai? Dar cu ea să te duci mai Viorele. Nu mai pot. Gata, liniștește-te. Doamne ferește, o să faci un atac. Doamne Veronica, ferește, nu. Emi, hai, închide, că nu pot eu să... Da, să închizi! Închide și ne auzi mai târziu. Nu pot să vorbești.